aduce aminte ce greu era la început, că nu aveam nimic. La început era greu că trebuia să investim bani. Nu-ți plac sau nu-ți plac? Da, sunt frumoase, dar... Păi vezi? Poți să le mănânc? Nu, poți să mănânci ce o să-ți comanzi. Nu merg și eu o dată pe lună la un amărât de restaurant. Nici măcar atât? Numai acasă, serviciu, copil și atât? Mă, trebuie să-i pui și tu prin geaua în botul, Corina. Păi se poate așa ceva? Tu trebuia să spui, nu te băga între mine și fratele meu. Niciodată. Bă, eu sunt foarte ferm convins că și Corina te-a manipulat într-un hal fără de halmă. Cum de te-ai schimbat tu așa peste noapte? Eu refuz să cred. Până prindem clienți, până strângem din nou clienți, este foarte greu. Păi și tu ce ai făcut în perioada asta cât ai stat cu frate? Tu n-ai putut să ieși tu baza de date? Tu îți dai seama? Eu nu am vacanțe. Nu merg în vacanțe. Nu e ceva wow că m-am măritat și gata. Mi-a dus Daniel luna de pe cer. Un proverb spaniol, dacă nu mă înșel, spune că cea mai fericită căsnicie este cea în care nu ai nici soacră, nici cumnată. În felul acesta și-ar fi dorit Corina să fie căsnicia ei cu Daniel, plină de răsfățuri, de resurse financiare din belșug și lipsită de obligații. Doar că în viață nu este aproape niciodată așa. Căsnicia înseamnă, printre altele, că intri într-o familie lărgită, care are un trecut bine sedimentat dinainte să apar tu. Iar acest trecut și relațiile de familie ale partenerului ales trebuie respectate. De 3 ani, Daniel are o agenție de turism împreună cu fratele lui Alin. În ciuda pandemiei, cei doi frați au găsit nișă bună, în așa fel încât să nu fie afectați de tot ceea ce se întâmplă. Au muncit mult, iar acum putem vorbi despre un drum bine bătătorit al afacerii. Ce faci, mă, Daniela? Salut! Uite ce să fac. Tocmai am încheiat o rezervare. Da? Am rezolvat cu rezervare. Foarte bine. Mă gândeam să ieșim să mâncăm ceva. Merităm o pauză după atâta muncă. Hai că ai dreptate, că uite că nici n-am mâncat nimic pe ziua de astăzi cu atâta treabă. Într-adevăr, ai și tu dreptate. Greu. Greu perioada asta, dar uite că avem noroc. Încă mai prindem lume. Bă, nu e ca vara, dar e o perioadă bunicică. Se fac bani acum, în turism. Mă numesc Alin Niță, am 35 de ani, iar împreună cu fratele meu avem o agenție de turism. Sunt Daniel Niță, am 30 de ani și toată viața mi-am dorit să am afacerea mea, să nu am șef. Am terminat facultatea de geografie și m-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul. Asta ziceam, că deși nu e vară, uite că totuși prindem. E lumea care încă caută. Să sperăm că o să ne vină cât mai mulți clienți, că și acum mi-amintesc cât m-am stresat cu firma asta. Mai ales la început, până să ne formăm și noi o piață de clienți. Da, dar ai văzut că acum, ușor, un client aduce alt client. E ok, se răspândește vorba în țară și ușor vine lumea. Să știi că au contat și recenziile. Într-adevăr, ei s-au convins de noi că suntem firmă serioasă și că le vindem pachete bune, dar și recenziile alea au contat, pentru că după au venit alții și alții și așa mai departe. Să mai până la socoteală munca ta, cu site-ul care arată... Într-un da, mare fel. Am avut o idee bună când am ales să fac cursurile de designer grafician. Uite, acum... Că uite, a contat site-ul ăla, chiar ne-a ajutat. Altfel se vede, știi, adică altfel intră omul, vede profesionalismul. Mai ales în pandemie a contat în online, că n-a mai venit nimeni la sediu, la birou. Da. În rest, tu, ești bine? Ce să fac, nu vezi, muncesc pentru familie, că... Acum am o soție de întreținut, mai... Lasă-mă, Daniele, că era și timpul să te pui și tu să te așezi la casa ta. Nu mai sparge acum banii prin cluburi, toate domnișoarele. Să știi că, uite, acum pot să pun și eu bani pe bani să fac ai ceva. Ai și o familie, ai și o responsabilitate. O să vezi că ușor o să se așeze lucrurile pas cu pas. Să dea Dumnezeu, că asta îmi doresc și eu, îți dai seama, nu? O să-mi facem și firma. Sper să o creștem cât mai mult. Oricum, în 3 ani de zile a crescut mult,
Foarte mult. La început a fost foarte greu, pentru că nu aveam clienți și eram nevoit să le vând pachete doar membrilor familiei și prietenilor. Dar, ușor, ușor, am început și noi să avem clienți. Și uite așa ne-am pus pe picioare. Ți-aduci aminte ce greu era la început? Că nu aveam nimic. La început era greu că trebuia să investim bani. Asta e riscul în fiecare afacere. Trebuie să fii mereu pregătit să pierzi. Dar uite că ne-am ținut tare și am ajuns unde am ajuns. E bine. Păi, hai, ce facem? Mergem să mâncăm? Asta mă gândeam și eu că... Totuși mi-e cam fomiță. Hai să mergem. Relația dintre cei doi frați pare una solidă, iar drumurile lor bine conturate, mai ales că acum amândoi sunt la casa lor. Dacă Alin s-a căsătorit de câțiva ani, de curând și Daniel s-a însurat cu frumoasa Corina. Ca în orice căsnicie, începutul nu este simplu. Ce faci, iubire? Bine, tu ce faci? Chiar ai citit. Te-am ajuns și acasă. Te așteptam să-mi fac un duș când mai putem. Nu mai de nebun am dat azi la muncă. Am crezut că nu mai scap. De ce? A fost greu? Au fost niște cireri astea foarte ciudate. Da. Deci, cartea asta este genială. Este absolut fantastică. Simt. Cartea aia, sper că e la fel de genială ca mâncarea pe care mi-ai pregătit-o, nu? Că sunt lihnit de foame. Cum ai? Că tu îmi vorbești de mâncare și nu-mi trimiți bani să-ți fac mâncare? Nu, cum ți-am trimis bani? Ți-am trimis bani. Păi, tu crezi că din 5 lei poți să-ți iau tot ce vrei tu? De cum adică? Cât vrei să-ți trimit? Păi dacă nu știi prețurile, nu e vina mea? Păi cum știi dragul banii meu pe care i-am trimis? Păi sunt cheltuielile casei de plătit, mai am și eu niște lucruri de făcut, na, ca femeie, să mă la salon. Sunt Corina Niță, am 25 de ani și sunt coafeză de evenimente. Nu merg în fiecare zi la muncă pentru că fac varice de la atâta stat în picioare. Prind o nuntă sau o cununie civilă pe lună și m-am aranjat. Îți plac sau nu-ți plac? Da, sunt frumoase, dar... Păi vezi? Poți să le mănânc? Nu, poți să mănânci ce o să-ți comanzi. Care comandat, am înțeles. Dar n-avem de unde să-ți trimit bani. Adică ți-am trimis cât am putut. Auzi, cum adică cât ai putut să-mi trimiți? Dar de ce nu ți-ai uitat și ție mai mulți bani? Păi cum adică? Atât am avut, dacă atâta cerere am avut, dacă n-am avut. Păi de ce să nu ai? Că nu înțeleg. Cum adică? Nu am fost plecat 10 zile, nu ne-am căsătorit, nu am fost plecat în lună de miere. Așa, și se simt 10 zile într-un nu se simt. Dacă nu am fost eu acolo să facă contracte, cine crezi că a făcut? Frate tu. Frate, păi eu era... Păi stai puțin, nu înțeleg, dar ce, nu se dă cele 5 zile de la stat pentru căsătoria noastră sau ce? Toată lumea primește zilele libere după căsătorie, numai tu, nu? Nu, mai bine, se dau, statul dă zilele, nu dă și banii pentru ele. La noi la firme altfel, nu muncești, nu ai bani. Ok, și frate tu când a avut căsătoria, nu a primit bani? Adică el a fost stopat din bani? El are dreptul la mai mulți bani pentru că muncește mai mult și cu asta basta. Sper să o liniștesc pe Corina. Cred că are prea mult timp liber și se gândește numai la tâmpenii. Asta mă întrebea când vine acasă să o găsesc tolenită pe canapea, citind. Nu știu ce a făcut frate-mi și ce n-a făcut. Nu știi. Contul lui frate-mi. Păi mie nu convine, sincer. Adică mai puțin bani înseamnă mai puține gentuțe, mai puțin pantofi. De asta ți-ar duce acum. Astea sunt problemele tale. Gentuțele și pantofii, nu? Da. Astea sunt problemele tale. Noi nu avem bani și tu te gândi la gentuțe, la hăinuțe, la... Păi da, astea sunt problemele mele, pentru că, frate, tu te fraierește, sincer. Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Tu te duci și îți faci munca ta de birou, frate, tu se duce și vorbește cu clienții, dragă doamne. Cine știe dacă este adevărat sau nu? Tu te duci și îl verifici pe el dacă el vorbește într-adevăr cu clienții? Nu. Nu! Ok, și ceea ce înseamnă? Înseamnă că își bată joc de tine, efectiv, și de noi și de familia noastră. Pentru că tu nu știi nimic din ce face el. Și în al doilea rând, mai și dus în Grecia, mare agenție de turism, mai și tu și frate, tu m-ai dus în Grecia ca pe ultima săracă. Și ce dacă te iau de susținere, păi să cum? Cu Maldive? Da, ți-am zis logic. Că e o perioadă mai grea acum la muncă și trebuie să o rezolvăm. Care perioadă mai grea? Că noi așa am început relația, văd. Căsnicia noastră a început cu o perioadă grea din viață, văd. Ți-am zis să ai un pic de răbdare și să punem niște bani deoparte și după aia o să te duc să vizitezi toată lumea. Păi nu înțeleg de ce nu ai făcut tu asta cu frate tu. Tu nu vezi că frate tu te fraierește pe tine? Nu mă fraierește. Ba da, și cumnată ta aia ta, care e foarte simandicoasă, ea tot timpul... Tu nu-ți pui niște semne de întrebare? Că ei sunt un cuplu și ei se unesc în toate lucrurile astea, chiar și în business?
Tu trebuie să știi foarte bine că ei chiar își va joc de tine și tu nu știi absolut nimic din tot ce fac ei. Nu cred eu chestia asta, dar în fine... Da, ai fost fraierul familiei, îmi pare rău să te anunț. Când m-am combinat cu Daniel, am crezut că e un șmecher. Dar mi-am dat seama că de fapt îl fraierește fratesul, dar nu o să las lucrurile așa. Mai are și gura mare. Ar trebui să nu o las să se amestece în afacerile mele cu Alin. Dar știți și voi cum sunt femeile, băgăcioase. Și oricum, mie mi se pare că fractul chiar mănâncă verzi și uscate. Tu stai toată ziua la birou și efectiv când vii acasă îmi spui mie că ești mort și că nu mai poți să faci absolut nimic. Și el se plimbă toată ziua cu mașina de colo-colo și vizitează și se întâlnește cu clienți și tu nu ai posibilitatea de a-l verifica deloc. Și vrei să fac așa? Ești cam fraierit, sincer. Așa ne-am înțeles. Așa te-ai înțeles să fii fraierit? Nu. El face munca de teren, eu fac munca de birou. Da, eu cred că ar trebui să te gândești mai bine la treaba asta și să iei în considerare faptul că ai o familie acum și o mare responsabilitate pe mine, da? Că ai vrut bun, să mă iei de soție. Bun, și ce propui să facem? Să iei în calcul să-ți deschizi o firmă a ta. O agenție de turism. Ar fi atât de simplu. Totul e simplu dacă îți dorești. Stând pe canapea, pentru că în picioare face varice, Corina vede viața simplă. Să fie chiar așa? Greu de spus. Este timpul acum să vedem cum se înțelege și fratele lui Daniel cu Adela, soția lui. Ce faci, iubire? Mai, ce bine stai. Păi, ia nu? Zi, stai bine, nu? Cum să nu stau bine? M-ai lăsat să car singură de sacoșele alea. Am fost la cumpărături. Treabă de femeie. Și tu ce faci? Uite ce să fac. Mă uitam și eu pe la televizor. Mai pot de cald. Da? Da. Toate bune? Toate bune. Ia auzi. Păi mică ce ai făcut acolo? Ai dus-o la Itai? Este la mama, da. Se joacă. Am vorbit cu ea la telefon acum. Și cu sacoșele în mână și vorbitul la telefon. Tu nimic? Păi, na, am zis să-mi iau și eu o pauză. Da? Și în ce constă pauza asta? Să mă mai odihnesc, să mă mai relaxez, că na. Sunt Adela Niță, am 32 de ani și sunt căsătorită cu Alin de 7 ani. Împreună avem o minunăție de fetiță, Miruna, care are 5 ani. După atâtea zile de muncă, mai merit și eu, nu? Mhm, și eu ce merit? Merit și tu, da, acum ai și tu puțină răbdare. O să se așeze lucrurile, pas cu pas. Da, da. Auzi? Ia spune. În seara asta unde mă scoți și pe mine să mâncăm undeva? În bucătărie, în balcon. Uite cât spațiu avem. Nu. Nu ai înțeles. Vreau să mă scoți pe mine la un restaurant luxos. De mult n-ai mai făcut asta. Da, mă, Adela, dar înțelege și tu că luna asta am avut multe cheltuieli, încasări puține, oamenii nu și-au rezervat atât de multe vacanțe și na, nu stăm bine cu bani. Iar ca să ne fie bine, cred că mai trebuie să stăm un pic și mai cu minței așa. Poftim? Adică eu... Ca soția ta, recalcă, spală, crește copii, se ocupă de tot. Nu merg și eu o dată pe lună la un amărât de restaurant. Nici măcar atât? Numai acasă, serviciu, copil și atât? Tu asta vezi că-s nici e perfectă? Da, mă, dar înțelege și tu că știi că luna asta am avut mai multe cheltuieli. Înțelege-mă și tu. Plus că am mai fost și nunta lui fratii meu. Da, exact. Trebuia să-i dai mai puțin lui fractul. Ai înțeles? Dacă așa a fost situația, cum ați dai seama că dacă calculam virgulă cu virgulă, automat îi dădeam mai puțin, a avut și el nunta, ce era să fac? E fratii meu! Aia era, da. El a avut grijă să se ocupe de nuntă, de familia lui, da? Și tu? Ce vină ai tu până la urmă? Măi Adela, până la urmă un frate am și nu se însoară o dată pe lună sau o dată pe an. A fost situația asta și m-am simțit nevoit să-l ajut acum, ce vrei? Și nu te simți nevoit să mă scoți și pe mine la un restaurant? Chiar așa nu merg și eu. Îți promit că o să te scot, dar... Eu vreau o seară asta. Atât acasă că nu ieșim la restaurant. Eu mă simt bine și acasă. Te mai uiți la televizor, mai pui un vinișor, plus că mai facem și noi economii. Mai și tu puțină răbdare, că o să ieșim și la restaurant. Dacă mie mi s-a pus că în seara asta să mergem la restaurant, vreau să mergem în seara asta la restaurant. Greșesc cu ceva? E copilul plecat, putem să ne facem și noi de cap, liniștiți. Ne facem de cap acasă, ce zici? Ne uităm la un film, mâncăm ceva. Da, da. Cât spațiu avem pe balcon. Toate astea se întâmplă din cauza înfumuratei ălea. Acum nățica mea dragă, care face și-a parte din familie, e o doamnă acum, ce să ne povestim. Mă, ce cu fata? Că nu ți-a făcut nimic acum, ce vrei? Nevasta lui fratii. Toate astea se întâmplă doar din cauza ei și trebuie să-ți intre bine în cap.
Iar eu nu vreau să trag pentru figurile ei. Nu tragi, Madela, mă, dar acum na, suntem rude. Dacă nici cu rudele nu ne înțelegem bine, atunci cu cine? Extraordinar. Auzi ceva? Rude, dar brânzica e pe bani. Înțelegi? Hai că vedem cum o scoatem la capăt, îți promit, da? Nici bine nu s-a instalat ca doamna Niță, că deja a început să-i dea ordine lui bărbatesu. Ce să facă și ce să nu facă. Hai mă, iubire, mă, o să scoatem noi la capăt într-un fel, o să vezi că o să fie bine. Uh-huh. Ai și tu puțină răbdare. Da, am să-i scot eu fumurile din cap. Chiar o să port o discuție cu ea. Prea se crede, doamnă, și o să duc eu așa cu picioarele pe pământ, ușor. Asta e treaba voastră de femeie, aici nu mă bag. Voi știți. Hai că o să fie bine, îți promit. Uite, când o să ne revenim cu banii, îți iau o gentuță așa frumos de care îți place ție, îți iau și o rochiță. Da, sper să te revanșezi pentru treaba asta. Păi știi că mă revanșez de fiecare dată. Pentru seara asta. Pentru seara asta, îți promit, da? Hai că o să fie bine, o să vezi. Or fi Alin și Daniel frați, dar parcă Corina și Adela au și ele la fel de mulți numitori comuni. Sau cel puțin într-o privință gândesc la Indigo. Din această ecuație familială nu putea lipsi nici soacra celor două nurori, mândră de băieții ei. Of, bine că am ajuns. Ia, mama Aline, pune și tu sacoșa aia cu castraveți. Gata, mama, ți-a fost greu, nu? Eh, un pic acum, pentru mama, mai ce nu fac eu. Da, ia, mama, loc aici. Hai, mama, că iau loc. Ce să vă zic? Așa băieți am crescut, așa băieți am. Păi da, vă mulțumesc frumos, mamă. Trebuie să te ajute și pe tine cineva, mamă, că... Am îmbătrânit, mamă, și eu. Mă mai țin bine așa, dar am și eu aproape 60 de ani. Deci, 60 de ani, dar cu doi băieți. E, păi ce bine că am făcut băieți. Și vreau să spun că din inimă mulțumesc și ție și mai ales Adelei. Da, n-ai numai doi băieți, ai și două nurori acum. Deci să nu vorbesc despre Corina. Momentan nu am chef. Bine, mamă. Da? Și e cea mai bună idee. Dar soția ta, nora mea, Adela, e ca fata mea. Niciodată nu am apelat la voi și voi să mă refuzați. Mă bucur. Că și eu mai aveam puțin și luam toți castraveții din piață. Cum e cu treaba, cu firma, cum ca Alin mă bazez pe tine, mamă. E bine, dar Corina asta a început să comenteze. Nu-i convine că nu i-am dat destui bani lui Daniel. Da? Deci nu s-a văzut bine cu patalamaua la mână și cu saci în căruță că am început să vorbească ea prostii. Vezi, dacă n-are muncă, s-a urcat la cap. Are mintea prea odihnită. Păi are, da? Așa e. Păi dacă ar începe să muncească, să pună osul la treabă, poftim, are pretenții. Să știi că eu am văzut-o de la nuntă. Nu mi-a plăcut mecla ei. Și are o privire parșivă. E o falsă. Are și una peste alta, eu lui Daniel, i-am dat și din partea mea. I-ai dat, mamă, i-am da? I-am dat și din partea mea pentru că știam că are nunta și are nevoie de bani. Mama. Și tot ea a fost cu gura mare, nevastă sa, și l-am robodit și pe el. Ei, spune cât poate să-l influențeze. Mamă, dar să știi că sângele apă nu se face. Îmi iubesc ambii copii necondiționat și pe fiecare la fel de mult. Nu vreau să ajungem să ne batem joc de munca noastră. Ar fi un mare păcat. El va fi întotdeauna fratele tău. E, mamă, fratele meu, dar e fratele meu influențat de cumnata mea. Ce să fac? Asta e? E sita nouă. Las-o puțin că se va da ea pe brazdă. Crede-mă. În fine, că nu vreau să-l vorbesc acum pe Daniel pe la spate, că nu e treaba mea. E nevasta lui, e mariajul lui, el știe mai bine ce are de făcut. Cum nici mie nu-mi place ca cineva să se bage în familia mama, mea. Mamă, eu v-am crescut pe voi frumos. E treaba lui, nu mă interesează. Să vă iubiți, să vă respectați, să vă ajutați. Păi. Ai văzut tu când mi-ai prezentat-o pe Adela, nu am zis nimic. Dar el când a venit cu pițipoanca asta, nu mi-a plăcut deloc de ea. Noră mea asta, mai mică, Corina, e ceva de speriat. Nu știu ce să mă fac cu ea. Ea vrea să le toace toți banii. Să poate așa ceva, nu voi permite. Pe de o parte, o înțeleg și pe mama. Că doar a văzut cât ne-am zbătut ca agenția noastră să aibă profit. Iar acum toți banii să se ducă pe apa sâmbetei. Dacă n-a știut Daniel să o pună la punct, ce să-i fac? Aie? Ei, o iubește, dar știi cum e și cu iubirea asta. Când iubirea o să-și dea seama că ea se folosește de el, e o să vezi că e schimbă târziu, și el foaia. Să sperăm? Niciodată nu-i prea târziu. O să ajungă la sapă de lemn cu ea. Tu n-ai încredere mine și în tine? Ba, da, ia mama. Să vezi cum îl luăm noi, îl băgăm în ședință. Păi să poate așa ceva?
Situația pare delicată în familie, dar poate că timpul le va rezolva. Sau poate ca apropierea celor două cumnate să fie cheia. Așa consideră și cei doi frați, care speră că soțiile lor vor deveni prietene. Bună! Hey, ce faci? Bine! Bună, cumnățică, uite! Bună! Am zis să nu veni niciune cu mâna goală și da. Ți-am adus ceva. Nu e foarte mult, dar e... E ok, nu e nici puțin, nici nimic. Ce faci, mă? Bine, mă, ce zic? Ce să fac? Uite, stai și noi pe acasă, ne relaxăm. Ne bucurăm că veniți, că mai ne relaxăm și ne mai vorbim și ne mai stăm la o vorbă, la o discuție. Ne așteptați cu brațele deschise. Da. Am zis, poate facem un grătar. Uite, a scos niște carne, a condimentat-o frumos. N-ar fi o idee, era, ne mai destindem și noi așa. Da, păi stăm atât de aproape și totuși ne vedem atât de rar. Păi, mă, fiecare cu ocupațiile lui. Și ce vă mai face fata? E pe la bunici acum. Da? M-a dus-o și noi ca să... Crește, e mare? E mare și frumoasă. Am să ne mai bucurăm și noi de timpul ăsta petrecut împreună. Am lăsat-o la mama la țară. Mergeți în vacanțe? Da. Cred că o să încercăm în Bulgaria, în Grecia, ceva. Am crezut că mergeți și voi mai departe, nu știu, în Maldive, poate. De unde? Dar ați fost în Maldive, nu? Am fost acum, dar ce mai contează? Păi și acum... a fost frumos sau? A fost. S-a meritat, nu? Dar ziceți-ne despre voi, tu cum ești? Eu sunt bine, suntem bine. Tu ce planuri ai? Un fotbal cum mai facem și noi când am mai jucat de mult? E o chestie de bărbați. Da. Ce părere ai, nu? Vreau. Adela, fata? Foarte bine, crește. O duceți la dansuri planul sau? Să vedem ce îi place. La balet. Atunci la fotbal. Nu, să facă chestii de fetiță, nu combinăm. Am ia zi, ăsta Mihai era ce mai face ăla, dar a fost coleg cu mine de liceu, că tu ai mai ținut legătura cu el. Nu știu, n-am mai plăcut cu el de 2 luni. M-am plăcut cu el prin mulți. Auzi, nu vrei să mergem să punem și noi farul mai astea, prăjiturile pe farfurie? S-a mai păstrat legătura cu el. Îi lăsăm pe ei să vorbească ca bărbații că una. Vorbește și peste noi și nu ne înțelegem bine. Haide, Haide să luăm. Și chiar mă gândeam atât să ne strângem așa mai mulți, la un biliard, la o bere, la un fotbal, că n-am mai ieșit de mult și mi-e dor. Și mi-e dor chiar aș juca un fotbal. Că uite, puțină mișcare nu strică. Da, mi s-au atrofiat toate oase, nu mai pot. Zic că am 4 de ani. Cum așa să zici așa? Nu mai fac mișcare, nu mai la birou, nu mai alea, nu mai am timp de nimică. E un weekend, un sâmbătă, duminică, nu mai bagi tu o alergare, un not, ceva, alergare, măcar cu nevastă. Mai acasă, muncă. Aura, nu-i bine. Haide să punem prăjiturile astea. Uite să... Și ce mai zici? Asta urma mie să te întreb. Ia zi, păpușica, cum e viața ta? O duci bine? Cum e să fii femeie măritată? Bă, nu s-a schimbat foarte multe, sincer. E la fel ca înainte. Nu e nicio schimbare așa majoră în viața mea, cu toate că, sincer, mi-aș fi dorit, de ce să mint, dar... Așa e, mari schimbări nu s-ai, doar că, mai ales acum că nu ai copii, nu ai responsabilități așa mari, dar totuși căsătoria înseamnă responsabilitate. Da, așa e, am mai multe responsabilități acum, însă prima mea responsabilitate este... Să am grijă de bărbatul meu, că văd că îl cam fraierește al tău. Cum? Da. Nu înțeleg despre ce vorbești. Păi, el muncește în continuu, la firmă, și al tău se plimbă toată ziua și ce crezi? Nu avem nici măcar bani să mergem într-o vacanță și voi vă plimbați de aici colo. Iau, stai liniștită, că soțul meu luna asta nici el n-a adus prea mulți bani acasă. Păi, ce crezi, că la mine nu a adus de ceva timp. Așa și ce propui? Și nu mi se pare corect. Știți vorba aia, nici bine nu s-a uscat cernala pe certificatul de căsătorie și ea vine cu pretenții. Tu-ți dai seama? Eu nu am vacanțe, nu merg în vacanțe, nu e ceva wow că m-am măritat și gata, mi-a dus Daniel luna de pe cer. Cam multe plângi. Auzi, fetiță, eu am venit la tine să discutăm ca două prietene, dar văd că nu se poate cu tine, înțelegi? Cum ți-am nu se făcut poate? Eu ceva? Ai ceva cu mine? Te-am deranjat cu ceva? Nu am nimic cu tine, doar că ți-am zis ce mă deranjează. Ce? Ți-am zis că mi se pare că bărbatul fraierește pe bărbatul meu. Ce nu e adevărat spun în eu. Asta? Amândoi lucrează la fel, da? Doar că... Al tău se plimbă toată ziua, scuză-mă pe mine. O să-i spun eu lui Daniel că nu mai vreau să văd pe fițoasa asta la mine în casă. Dacă ne întâlnim la agenție, bine. Dacă nu, în casa mea nu mai are ce căuta. Cam tupeistă pițipanca asta. Nu-l văd bine pe Daniel. Auzi, drăguța,
Nu eu sunt cea care a făcut nuntă și a plecat în luna de miere. Pentru că luna asta, doar soțul meu a muncit, înțelegi? A, soțul tău nu s-a ocupat de firmă. Scuză-mă pe mine că nu trebuia să fac nuntă. Te deranjează de cumva că am intrat în familie bani? Sau ce? Nu, draga mea, dar încerc să te cobor cu picioarele pe pământ. Eu cred că tu trebuie să fii coborâtă. Nunta trebuia făcută și culmea este că... Și culmea, voi nici luna de miere nu am avut-o. Ei, cum n-ați avut-o? Ei, da. Voi ați fost plecați în luna de miere. Da, am fost o săptămână, ți se pare asta luna? Așa, n-a fost luna de miere. La voi ce înseamnă luna de miere? Lună. O lună, de la început până la sfârșit. Ai și pretenții de acum. Dar mi se pare normal, da. Ce faceți, fetelor? V-am deranjat? Nu, discutam și noi. Atâta timp cât nu țipăm, nu ne cefurim, e tot în regulă. Noi ne servim cu două beri și vă recomand și vouă să vă mai liniștiți. Suntem liniștite. Mă bucur că ai înțeles cum stă treaba. Nu, sper că tu ai înțeles cum stă treaba și că soțul meu nu-l fură pe soțul tău. Că doar de sunt frați, se iubesc, și ce dacă înțeleg. Sunt frați? Sunt sincer unul cu altul, așa că te rog eu frumos. Așa crezi tu? Să nu-ți mai bagi codița așa și să-ți dai cu presupusul. Păi nu, înțelegi? Eu spun pe vorbe reale, nu pe... Ești nouă în familia asta. Și ce dacă sunt nouă? Trebuie să asculți. Așa da. Ai făcut tu la ești început? Ești o femeie cu experiență, așa să înțelegi. Tu? Exact. Păi da, dar uite că la mine nu este așa. Dar cum este? El trebuie să joace exact așa cum cânt eu. Ia, ești cocoșel? Da. Eu credeam că ești puicuță. Tu ești găină, nu? Sunt șmecheră. Da, văd. Da, eu zic să te potolești. Că altfel o să am eu ac de cojocul tău, înțelegi? Așa ca între cumnățele. Da, m-a mai speriat groaznic, sincer. Știi ceva? Eu zic că ar trebui să te mai îndulcești un pic. Ești da, un pic amac. Nu vreau, mulțumesc. Am să mă duc să-mi iau șervețele. Da? Hai mă, zi, treci la subiect. Ce decizie ai luat? Vreau să știu acum. Cel mai indicat și cel mai bine ar fi să ne despărțim. Evident, în același birou sau în aceeași firă nu mai putem lucra. Nu am nimic. Adică nu e mai bine că... Nu știu, te-ai despărțit de practicul? Nu e mai bine, că vezi tu, toți clienții au rămas la frate-mi, majoritatea. Asta e că s-a lăsat influențat. Păi se poate să face vreodată sângele apă? Nu se face. De ce ai lăsat-o pe nevasta ta să intervină între voi doi? Am văzut-o și de la nuntă. Erai foarte interesată câți bani s-au strâns. Nu e adevărat, Cuscă, nu e adevărat. Ea a trecut printr-un moment foarte, iubește foarte, foarte greu. Foarte mult bani. Tensiunile se acumulează, iar soțiile au avut grijă să deschidă un conflict între frați. Iar până ce lucrurile degenerează, este doar o chestiune de timp. Hai, Daniel, ia un loc, te rog. Ia zi-mă ce vrei să vorbim. Hai, dacă tot m-ai adus aici, spune acum. Băi, uite care e problema. Că eu m-am cam săturat de autoritatea asta ta. Da? Totul te-ai săturat, să înțeleg, nu? Da. M-am săturat să tot mai de fraier, să mă desconsideri, să... Și? Nu știu, am impresia că muncesc prea mult și nu prea... Și eu muncesc cam puțin sau cum, nu? Da. Și ce-ai hotărât? Sau cheltui mai mult decât faci, zic eu. Da, bravo, mă! Dacă ți-am dat bani de nuntă mai mult decât meritai, a fost bine. Mulțumesc foarte mult, dar cred că meritam mult mai mult. Da? Păi, eventual să-ți dau ție toți banii și... Eu să trăiesc doar cu bunul de masă, nu? Nu neapărat toți banii, Aline, nu exagera, nu... Ești mai mare ca mine, nu fi copilul, nu fi tu copilul, te rog eu frumos, da? Să tragă pe cărca lui, să vadă cât e de greu, să nu mai facă pe șeful cu mine. Noroc că mi-a deschis Corina ochii. Știi foarte bine despre ce vorbesc, da? Hai mă, zi, treci la subiect, ce decizie ai luat? Vreau să știu acum. Bă, faza asta e în felul următor. Eu știi că ți-am zis și data trecută, fiecare să-și vadă de treaba lui și cred că cel mai indicat și cel mai bine ar fi să ne despărțim, să ne împărțim, nu știu. Că e evident, în același birou sau în aceeași firă nu mai putem lucra. Da, mă, gata. Și de-aia am zis. Cel mai bine, eu mă duc când fac treaba mea, tu îți faci treaba ta. Și după aia vedem cine are dreptate, cine cheltuie, cine face, cât face. Daniel, eu gata. Lasă. Rupem firma și aia e. Îmi fac eu alt SRL. Tu eventual poate să faci PFA.
Eu nu știu dacă poți să întreții tu un SRL, că îți trebuie și contabil. Îți trebuie mai multe. Să văd cum te descurci tu singurel. Mai Corina i-a băgat prostiile astea în cap. În ritmul ăsta o să-l ducă la sapă de lemn. Mă descurc, chiar mă descurc. Îți doresc succes! Mulțumesc frumos, dar știi ceva, poți să păstrezi biroul și firma, că îmi fac eu altă de la zero, cel mai bine așa. Păi așa era cel mai corect. Păi da, ca să vezi că așa eu era cel mai ca corect. Ca să vezi că eu mă descurc și nu am nevoie de tine sau de nimeni ca să fac treaba asta. Da, Daniele, cum să nu? Nicio problemă. Asta e. Atât am avut de spus, adică o să-i demonstrez lui Alin că se poate și fără el. Să nu se mai dea deștept. Sunt mare, sunt capabil și o să reușesc. Bă, eu sunt foarte ferm convins că și Corina te-a manipulat într-un hal fără de halmă. Cum de te-ai schimbat tu așa peste noapte? Eu refuz să cred. Eram sigur că o să aduci chestia asta în discuție. Nu, stai liniștit. Corina nu are nicio legătură de asta. Ești tu sigur că nu are nicio legătură? Nicio legătură nu. Măi, eu nu te cred. Asta. Tu, numai tu ești vinovat în toată treaba asta. Da? Numai tu ești vinovat. Cam pentru ținut firma asta pe picioare. Pentru cum te comporți cu mine. Cine? Eu am ținut firma pe picioare, nu tu. Iar începem. Iar ajungem la punctul mort. Nu e niciun punct mort, e realitatea. Cine a stat nopțile târzii aici? Și trimitea e-mail-uri și trimitea toate alea. Și tu ce făceai? Erai acasă, bine, mersi. Da, mă, Daniele, gata. Ei, e bună ideea ta, dar o să vezi tu. O să vezi că nu e chiar așa de ușor să ții o firmă de unul singur. Nu știu cum s-a lăsat păcălit să meargă el pe cont propriu. Lucrurile mergeau foarte bine când lucram împreună. Asta e, o să vadă el. Cum aduceai toți clienții, mă, că eu ți-am adus toți clienții, mă. Eu mă ocupam și de site și de clienți și tu doar le vindeai pachetele, mă. Cum poți, mă, să-ți spui una ca asta? Hm? Ai uitat cât de greu ne-a fost la început? Când eram nevoie să le vindem pachete, să ne milogim de prieteni, de rude, de verișori și așa mai departe, până ne-am strâns și noi o mână de clienți, care la rândul lor ne-au adus alți clienți? Ai uitat? Hm? Nu am uitat, Aline, dar crede-mă, e mai bine așa. Bă, numai nevastă-ta asta ți-a băgat prostiile astea în cap. Bă, las că o să vezi tu, o să te convingi tu. După aia o să vrei să te întorci la mine și s-ar putea să stau eu de două ori pe gânduri dacă te mai prime sau nu. Hai! Baft! Cei doi frați s-au despărțit în afaceri, însă lucrurile nu merg deloc cum visa Corina. Păi și atunci, cine să fie oare de vină? Ce faci, iubi? Merge treaba? Bine, iubire, ce-ți fac? Uite, merge de stă pe loc. Nu... Păi cum, nu e mai bine când ai, na, agenția noastră? E mai bine, dar vezi tu că nu prea merg rezervările, nu prind nicio rezervare. Efectiv, nu am nimic. Adică nu e mai bine că, nu știu, te-ai despărțit de frate, tu e... Nu e mai bine, că vezi tu, toți clienții au rămas la frate, mi-e majoritatea... Păi și cât ai stat la frate, tu de ce nu ți-ai luat clienți de acolo? Ce-ai făcut? Tipă, mi-am luat, adică mă știu, dar, na, firmă nouă, pe el știu... Știi cum sunt oamenii, vor să meargă cu aia vechi. Cunosc mai bine și plus că nu e vorba de asta, e vorba de prietenii, de cunoștințe, de astea, na. Bine. Da, să lăsăm asta, hai să-ți spun de ce am venit. Uite, vreau să merg și eu la cumpărături, să-mi cumpăr și eu niște lucruri, am nevoie. Plus că mi s-a stricat display-ul la telefon și trebuie să mi-l schimb. Uite și tu, eu nu pot să stau așa fără telefon. Mă, iubire, tu ai auzit ce am vorbit până acum? Ai auzit că nu avem nicio rezervare? Ai auzit? A. Nu avem nimic. Bun, și asta ce înseamnă? Că murim de foame? Nu înseamnă că murim de foame, înseamnă că... Că trăim de pe zi pe alta. Nu, doar că trebuie să economisim puțin, să chibzuim puțin banii pe care avem. Eu toți banii pe care am acum am bani de cheltuielile uzuale pentru care trebuie să meargă firma. De internet, de apă, de curent, de întreținere, de chirie, nu am. Ok, și eu stau fără telefon? Îmi pare rău, dar trebuie să te descurci cumva. Cum să mă descurc? Ai telefonul vechi acasă? Folosește telefonul vechi o perioadă. Nu pot să folosesc telefonul vechi. Bune, chiar nu am ce să-ți fac. Te rog frumos să mă înțelegi. O perioadă e mai strânsă acum. Acum am ajuns să mă stresez că nu avem bani pentru ziua de mâine să facă cumva și să rezolve situația. Eu nu am ajuns să fac foamea lângă el. Până prindem clienți, până strângem din nou clienți, este foarte greu. Păi și tu ce ai făcut în perioada asta cât ai stat cu frate? Tu n-ai putut să ieși tu baza de date, să...
îți iei calculatorul să-ți iei datele de acolo? Am luat baza de date, am toate informațiile. Înțelege că ei nu vor o firmă nouă. Ei s-au obișnuit cu firma veche, cu frate meu. Ei, cu frate tu. Și de ce nu s-ar fi obișnuit cu tine? Du-te și fă și tu ce făcea frate tu înainte. Fă și tu munca pentru două persoane. Nu sta toată ziua la birou. Crezi că-ți vin clienții așa? Fă și tu cum se făcea frate tu. Se pare că stau tu degeaba. Muncesc, alerg, dar nu pot, efectiv. Păi unde alergi greu că nu faci nicio... E greu, ce vrei să fac? Până la urmă, asta a fost ideea ta. Tu ai vrut, tu ai venit cu ideea asta genială să-mi deschid singur. Păi firma. Și ce, e foarte bine așa. Dacă nu am venit cu ideea asta, înseamnă că este o idee genială. Nu e foarte bine. Adică te îndoiești de ideea mea? Da, pentru că, uite, până acum am cheltuit toți banii pe care aveam deoparte, am cheltuit. Toți? Nici toți. Măcar un pic nu ți-au mai rămas nu, din... Nu, nu mai avem nimic. Economiile noastre? Nu. Care economiile noastre? Că majoritatea l-ai luat tu, economiile noastre. Și restul le-am dat aici, să păi aveam nevoie de ei, nu i-am luat și i-am răspândit așa, chiar aveam nevoie de banii ăia. Da, uite, și noi aveam bani, nevoie de banii acum. Păi stai puțin, sunt și o femeie, trebuie să și eu să mă îngrijesc, ți se pare că frumusețea asta vine așa din... Măi, eu am înțeles, dar trebuie să înțelegi și tu că nu mai sunt. Trebuie să pui capac un pic. Capac la ce? La tot. Îmi fac strictul necesar. Nu e ca și cum mă extind. Ba nu, cheltuie. Te extinzi. Uite, dacă acum vrei să vrei stau fără telefon? Vrei telefon? Da, ai telefon acasă. Folosește-l pe ăla vechi. Și cum ar sta să sun eu lumea pe telefonul ăla vechi? Nu te vede nimeni când sun. Ce? Nu s-a așteptat la asta? Așa e la început. Păi numai cu Alina am stat 3 ani de zile ca să ne punem pe picioare. Acum o să dureze dublu, poate triplu. Tu ce credeai? Că dacă plec păi acolo, te răs tot oamenii. Eu am crezut că ești deștept, eu am crezut că ai să-ți iei baza de date de la frate tu, eu am crezut că ai să ai conexiunile dinainte. Am baza de date, dar nu înțelegi că oamenii nu vin. Ce vrei înseamnă să le fac eu? Nu am credere în tine. Nu am credere în firmă. Nu am credere într-un nume nou. Du-te și întâlnește-te cu ei și vorbește față în față. Poate atunci vor avea încredere în tine. Cum și eu am încredere în tine că o să-ți revii și că o să fie bine. Ok, bine. Ai să-mi dai bani? Vezi că e cartea de credit asta. Mare grijă cu ea, te rog eu frumos. Nu face cheltuirea aiurea. Nu, doar strictul necesar. Te rog eu frumos. Da. Mulțumesc. Plăcere. Te las să lucrezi, da? Bine. Te pup. Te pup, papa. Atitudinea Corinei este cât se poate de iritantă și nu putem să nu ne întrebăm ea de ce nu lucrează dacă tot vrea bani. A, ne scuzați, ne-am amintit. Face varice de la statul în picioare. Situația nu este deloc ușoară în familie, iar mama băieților o conștientizează cel mai bine. Dar ea, mână forte, știe ce are de făcut. Să rămână, mamă, ce faci? Hai, bonjour. Ce mă bucur că ai venit. Eu mă bucur. Te pup. Vă așteptam pentru că o să vină și fratele tău. Sper că nu faci probleme, da? Și păi... Ce s-a întâmplat? Păi de ce ne-ai chemat? Păi de situația în care suntem toți. Ce situație? Nu, păi ce se întâmplă la firmă? Ia spune. Se întâmplă nimic. De ce crezi că sunt vecior? Păi, eu știu că e alta situație acolo. Că soția ta și-a băgat coada și v-a despărțit pe amândoi. Păi se poate, noi suntem o familie. Păi nu știu ce ai auzit tu sau... Da. S-a spus? V-am chemat aici pe amândoi să-mi spuneți voi. Ce se întâmplă? Vreți să se ducă toată afacerea de râpă? Să ajungem după atâta muncă, mai ales voi care ați început-o din nimic și ați adus-o așa pe culmile... succesului. Doamne, doamne, cum și-a băgat coțohârla aia de noră mea mai mică coada și mi-a stricat copiii. Tare mult mă tem să nu ajungem toți pe drumuri. Doamne, ferește și apără. Să mă scutească și mama. Nu o să fac niciodată pace cu un șefuț ca ăsta. Numai impresia are în cap. Da, știi cum e la început. Așa am fost și cu el. Știi că e mai greu la început. Dar de ce trebuia să ajungi în situația asta? Mamă, eu vreau să spun ceva. Tu ești băiat bun, dar ai un mare defect. Te lași foarte ușor influențat, să știi. Și de cine nu trebuie. Uite și pe fratele tău. Să rămână, mamă. Te pupă, mama. Ce faci, mamă? Bine ai venit. Salut. Uite, salut. Vorbeam cu el, că știi că și-a deschis o nouă agenție el.
Da? Și ea întrebă, îi merge bine? Păi nu-i merge. Uite-l, că e trist, îl văd. E victima propriilor alegeri, mamă. Păi asta e, că s-a lăsat influențat. Păi se poate să face vreodată sângele apă? Nu se face. De ce ai lăsat-o pe nevasta ta să intervină între voi doi? Mamă, tu ne-ai chemat aici pe amândoi și... De păi ce v-am chemat aici la raport, ne-ai da. Ne-ai chemat pe amândoi și măi numai pe mine. De ce amândoi? Păi și cum? Tu și el, amândoi, aveți ceva cu mine și cu... Păi dar el n-a dat bir cu fugiții. Păi ce aveți cu Corina? De ce o implicați pe Corina? Mai Corina la mijloc. Păi Corina te-a influențat. Da. Să părăsești agenția. De unde agenția? Până unde m-a influențat înainte Corina? De ce nu erai așa? De ce nu te comportai așa? De ce te-ai schimbat după ce te-ai însurat? Lua mințile, nevastă ta, ce înseamnă asta? Ea doar m-a ajutat să-mi deschid ochii. Ia bagă-ți mințile în cap. Pe mine le-am băgat în cap și mi-am deschis singur afacerea da, mea. Da, și îți merge am bine? Am scăpat de el. Și pe aia de cine o pui la muncă? Nu pot să o pun la muncă. Ea păi are ce? Treaba ei, muncește, are treaba jenă, ei. Are jenă, are ceva, e bolnavă și nu știu eu. Ea are afacerea ei, nu? Ce afacere are? Ce produce ea? Trebuie neapărat să pun mintea la contribuție și să fac ceva. Să-mi împac copiii. Așa ceva nu se poate. Nu este permis. Așa se întâmplă. Dacă te lași influențat de o femeie, lasă că o să te convingi tu pe pielea ta, Daniel. Mă trebuie să-i pui și tu pingeaua în bot lui Corina. Păi se poate așa ceva? Tu trebuia să spui, nu te băga între mine și fratele meu. Niciodată. Trebuia, bine zis, mamă. Faci și cu ea niște reguli. Păi se poate așa ceva? Vezi că ți s-a urcat, așa, în primul an ți s-a urcat la cap. Și când ne-am chinuit la început, că vindeam pachete la... Eu știu vorbim cum ați început-o de și... greu. Se poate? Eu mă descurc și fără el, mamă. Deja... Păi da, dar nu-i bine. Mamă, deja vreau să-mi deschid un stand și la stradă, să am acolo o agenție la stradă, să vină oamenii, că acum deja nu mai e pandemie, că în online ai... am prins în pandemie în online, mamă, dar acum deja vreau să mă extind. Ce se întâmplă cu voi? Tu să-ți deschizi altă agenție sau un punct de lucru? El și-a deschis deja? Am și, și dat anunț că vreau să-mi iau doi angajați. Păi și cu firma noastră ce se întâmplă? Cine crezi că o să vină ție? O să vină, să vezi tu, stai cine liniștit. Cine o să vină ție, frate, că orice angajat bun, care, orice agent bun, nu o să plece de la firma lui ca să vină la tine la firmă? Lasă, stai tu neștit, o să vină unul mai rău, pierzi cu el. Asta o să vezi tu că mă descurc. N-ai tu grijă. Nu-i bine ce faceți, unul hai și altul cea. Lucrurile nu se întâmplau așa până să apară soția ta, Corina. Nu se întâmplau! Chiar dacă nu s-a ajuns la o înțelegere între frați, mama lor nu se oprește aici. Fiind sigură de unde vine problema, trece la următorul nivel de discuție. Și... de ce m-ați chemat? Uite, sunt niște probleme de-astea de în familie și v-am chemat ca să... discutăm să vedem ce putem să rezolvăm împreună. Frații trebuie să se ajute între ei, nu să se dușmănească. Din acest motiv, eu mi-am dorit doi copii. Ca în momentul când eu nu mai pot sau nu o să mai fiu, să se sprijine unul pe altul. Și ei ce fac? Se lasă dezbinați de propriile neveste. Urât. Știți că în momentul de față ei s-au despărțit în firmă. Și datorită insistențelor Corinei, fiecare și-a făcut agenția proprie de turism. Și acum s-au dus la vale. Dar mie Corina nu mi-a spus că ar avea probleme și nu, n-am, nu, chiar păi n-am chiar auzit. Chiar nu mai au bani. Păi, uite, au sărăcit, bani? Pentru că niciunuia nu i-a mers bine. Când au început pe cont propriu și n-au mai fost uniți, s-a dus totul la gârlă. Corina nu mi-a spus că ar avea probleme. Ia așa băga coada. Cuscă, să știi. Ia. Chiar nu vine să cred cum să fac așa ceva. Uite așa, pentru că e nesătulă, vrea bani mai mult și a crezut că dacă îl determină pe Daniel să-și facă propria agenție de turism, o să prospere nevoie mare și că o să fie super bogată. Dar uite că lucrurile n-au stat chiar așa. Cuscă, stai puțin, că nu e chiar așa. Corina, într-adevăr, a suferit foarte mult după ce a murit taicăsu. A suferit enorm, a făcut un șoc. Chiar eu am încercat mult de tot să o aduc pe calea cea dreaptă, dar știți cum e, era o adolescență, o adolescentă când a murit taicăsu și numai eu știu prin ce am trecut.
am încercat totuși să îmi găsesc încă un serviciu. Dar cu munca n-ați încercat, Cuscră, să o canalizați, să muncească, era să câștige banii ei? Păi era obișnuită, era obișnuită să stea cu mâna în fel, dar nu puteam așa dintr-o dată, pentru că a avut un șoc. Păi șoc, șoc, dar poate că își revenea dacă dumneavoastră în calitate de mamă o direcționați către muncă. Am încercat, dar am încercat totuși să îi aduc... Ce? Cum să zic... Aceleași, nu cumva, același trai care l-a avea când era... Era vânătoare de zestră, nu, așa? Nu, Cuscră, cum se poate așa ceva? Eu așa că m-am mirosit-o. Într-adevăr, soțul meu ne asigura... Eu nu prea o văd cu sentimente sincere așa față de băiatul meu. Adică dumneavoastră o cunoașteți mai bine, sau cum? Ne-am văzut-o în comportament. Of! Corina a mers prea departe. De data asta trebuie să-și bage mințile în cap și să nu piardă ce are acum. Am văzut-o și de la nuntă. Erai foarte interesată câți bani s-au strâns. Nu e adevărat, Cuscră, nu e adevărat. Ea a trecut printr-un moment foarte, iubește foarte, foarte greu. Iubește foarte mult banii, dar banii se fac greu. Cu sudoarea frunții, trebuie să-mi pui osul la treabă. Eu am muncit foarte mult. Chiar mi-am luat încă un servici ca să am ce pune pe masă, să-i asigur toate cele necesare, pentru că este fată. Facil să și dumneavoastră, banii, dacă aveți fete, la fel vorbeați. Nu e adevărat. Eu m-am gândit că în momentul când copiii mei vor avea vârsta de căsătorie, nurorile mele să fie ca fetele mele. Dar de ce cu cea mare nu am probleme? Și cum a apărut, ea a dezbinat, s-a băgat între cei doi frați. De eu ce? N-am știut așa ceva, mie nu mi-a spus. Unde vă spun? Cred eu că nu mi-a spus tot adevărul, mai degrabă. Și mă bazez pe dumneata că poate iei o inițiativă, vorbești cu ea ca de la mamă la fiică. Nu te întâlnești de două ori în viață cu un bărbat care să te țină în puf și să-ți accepte toate capriciile. Hai să facem și imposibilul și să-i împăcăm pe copiii mei, pe cei doi frați. Și ele s-au împuns amândouă, nurorile, ce să mai... Că de aici a pornit o să totul. Vorbesc, o să vorbesc și eu cu Corina și să... Să se reîmpace frații și să pornească din nou agenția de turism, cum era înainte, ca să le meargă și lor bine. Da. Și ea să vorbește și dumneata în calitate de mamă cu Corina, să nu-și mai bage nasul acolo, să-l lase pe bărbată să o împace. Că uite, acum mai are bani de gentuțe, mai are bani de pantofiori, mare bandă cosmetice, mare bani să-și pună extensii, să-și facă ce buze, nu mai are. Poftim, e bine acum? Păi nu e bine, doamnelor, nu e bine. Și pentru că nu este bine, mama Corinei face ce crede de cuvință. Ce faci, mamă, te-ai mutat în camera mea? Oh, patul meu. Ce să fac, Corina? Păi nu știi că de când ai plecat, parcă-ți simt încă prezența. Dar de ce m-ai chemat? Te-am chemat ca să stăm de vorbă. Deși ai plecat, îți simt prezența și mirosul și uneori îmi place să stau aici în camera ta. Da, mamă, dar de ce m-ai chemat? Puteai să-mi dai mesaj pentru lucrul ăsta. M-ai chemat? Știi că-s foarte ocupată. Dar... Abia am timp să respir. De ce m-ai chemat? Ce e așa de important și nu poți să vii să stăm de vorbă? Ce ai așa mult de făcut? Shopping-uri, probabil, nu? Am treabă, mamă. În casă nu faci treabă, cumpărături nu faci, mâncare nu faci. Păi tu m-ai chemat ca să te iei de mine? Că nu înțeleg. Tu de asta m-ai chemat? Puteai să să-mi zici ce s-a întâmplat. De ce nu faci mâncare în casă la bărbată tu? Mă chem ca să-mi spui mie lucrurile astea în față, sincer. Așa, mamă, ținem teoria chibritului. Dacă ne-ți aduc acasă cadouri, sacoșe pline cu bunătăți, când te trimit la băi, atunci nu mai spui nimic? Auzi, tu de ce-mi vorbești așa? Eu știu că ți-a fost greu. De când a murit taică tu, ți-a fost greu, dar eu numai eu știu cât m-am chinuit ca să muncesc și să-ți pun o pâine pe masă. Ce înseamnă asta? Chiar ai tupeu? Da, mamă, și ok, ce înseamnă asta? Și acum dacă am și o bărbat, am casă și sunt fericită în căsnicia mea, de ce mă chem? Ce e așa de urgent să vă vorbești cu mine? Că nu înțeleg. Păi cum nu e urgent? Am înțeles că aveți probleme de aia. Ce probleme, mamă? De unde visezi tu probleme? Ce te bași tu în căsnicia mea? E bărbatul meu, fac eu ce vreau cu el. Care-i problema ta? Tu bagă-ți mințile în cap, fată, pentru că n-o să mai găsești un bărbat ca ăsta. Auzi, tu să zici mersi că nu vin din nou acasă și mă vezi umblând cu unul altul și că stau doar cu, uite, siguranța, da? Așa că lasă-mă pe mine. Ce fac eu e treaba mea, e bărbatul meu și îmi conduc relația cum vreau eu.
Eu așa am crezut că îți conduci relația cum vrei tu, dar se pare că și soacra ta a mirosit ceva. Ce vezi că nu știu ce, dar să știi că nu este. Auzi, ia, lasă-mă pe mine cu soacră mea aia care umblă fardată și nu știu ce și vorbește aia de căsnicii fericite și de bla bla bla. Lasă-mă, te rog frumos, nu vreau să vorbim despre ea, că Corina, nu... eu știu că ție ți-a fost foarte greu de când a murit taică tu. Și am încercat să te aduc pe calea cea bună, dar se pare că... Păi ce, mamă, nu sunt pe calea bună? Sunt măritată, sunt la casa mea, asta ai vrut? Da, de ce te-ai băgat între cei doi frați? Am înțeles că te-ai băgat între cei doi frați. De ce? Păi cum, eu nu trebuie să știu? Situația? Pentru că eu trebuie să știu totul. Cum adică, mi-ascunde mie cineva banii în casă, în căsnicia mea? Păi ce, ăla leap de fraier pe bărbată miu? Atunci tu înseamnă că doar pentru bani, eu știu că tu nu-l iubești. Uite că am făcut foamea după ce a murit tata. Atunci am jurat că o să scap de sărăcia asta cu orice preț. La muncă nu te duci. Mamă, eu m-am săturat să-mi țin morală. Mă duc, că dacă tot am venit aici, mă duc să-mi iau niște lucruri din sufragerie și apoi plec. Numai că nu am ce să discut cu tine. Corina se menține pe poziții de forță, considerând că este de datoria soțului să o răsfețe, dar în soacra ei are un veritabil adversar care vrea să gestioneze cu inteligență situația. Da, mamă. Ai, bună, mamă, ce faci? Ce să fac bine cu treabă prin oraș. Mm-hmm. Da. Mamă, uite, eu am fost la cumpărături, am cărat de niște sacoșe cam grele și, mamă, mi s-a făcut rău, așa, de la inimă. Doamne, dar ce ai? Păi nu mă simt bine, știi că mai am și o tensiune, am o vârstă, da. Și mă gândeam, dacă ai avea și tu puțină bunăvoință, așa, să lași cumpărăturile alea pentru mai târziu și să vii pe la mine. Să-mi dai și mie o mână de ajutor, așa, să mai susții moralul, ce părere ai? Mamă, vorbim la telefon dacă vrei să susțin moralul. Nu pot, că eu chiar am treaba acum. Trebuie să fac niște cumpărături și eu în oraș. Nu pot să las toate lucrurile să vin la tine. Dacă vrei, sună ambulanța dacă te simți așa de rău. E, sună ambulanța. Avem și o nevoie de nora mea. Mamă, nora ta nu poate să fie că nu ai tu nevoie. Sunt mai importante cumpărăturile decât faptul că eu nu mă simt bine? Nu, mamă, dar eu nu am ce să fac dacă vin la tine. Sună ambulanța, să vină direct ea la tine. Păi, poate am nevoie de tine, așa, să te văd și eu, să ofer și mie o mângâiere sufletească, așa, și după aia poate sunăm ambulanța. Lasă, mamă, că ne vedem, putem să... E bine, mă scuz că te-am deranjat. Hai, cumpărături plăcute. Pa, pa. Bine, pa, mamă, pa. Da, mamă, soacră. Bună, mamă, ce faci? Te-am deranjat? Dar rămâna. Nu, făceam mâncare, mamă. A, spor la treabă. Mamă, uite de ce te-am sunat. Eu am fost la cumpărătură, au fost cam grele, am tras de ele și cu căldura asta abia am venit acasă și mamă m-a luat așa cu o stare de rău. Cred că de la inimă mi s-a ridicat tensiunea și vreau să te rog dacă poți să întrerup și să vii pe la mine. Mamă, calmează-te puțin. Ai luat pastile ceva? Ai băut apă? Am mai băut apă, mi-am luat pastilele de tensiune, dar vreau și o să vii să mai vorbim și noi ca între fete. Ce stare, mamă? Ce stare ai? Păi nu știu, simt inima așa în gât și parcă pulsul este mărit, m-a luat și cu o durere de cap. Te-ai luat tensiunea, mamă? Nu, poți să-mi vii tu să-mi o iei, te rog frumos, că tu te pricepi mai bine. Bine, mami, hai că opresc mâncarea. Bine, te rog frumos, întrerupe. Hai, te aștept repede la mine. Mama, nu te panica, stai liniște că vin cât te poate de repede. Îți mulțumesc, mamico. Te aștept, te îmbrățișez, te pup. Îți mulțumesc. Pa, 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 pa. Exact așa cum am bănuit, cum am sunat-o pe Adela, Adela a și venit. Am vrut să aflu și părerea ei despre Corina, ca să știm cu cine avem de-a face. Mi-a mai revenit să știi. Mai ales că te-am și văzut, tu știi că eu te consider ca și pe fata mea, nu fac diferențe. Mama, ai nevoie de apă? Am mai băut, mamă. Am tensiometru în geantă, o să-ți iau și tensiunea. Da, mamă, că am cărat la sacoșe. Ai transpirat, mamă, da. Nu-i ok. Mamă, n-am vrut să vă mai deranjez, că aveți și voi treaba voastră. Ce okay, să mai e zic? Bine, știu, da, mai transpir așa.
Am împătrânit și eu. Eu mai încerc așa să mă consider tânără, dar vârsta își spune cuvântul. E sigur ești bine, mamă? Sau vrei să chem ambulanța? De bine. Dacă e nevoie, chem și un medic. Nu, mai vedem mai încolo, dar am început să-mi revin așa. Tensiune, tensiune, mamă, n-ai cum să lași jucările așa. La o anumită vârstă se mai ridică și tensiunea, nu mai pot să car, obosesc. Trebuia să mă sun pe mine, mamă, știi că de fiecare dată când ai nevoie, eu te... Nu știu, dar n-am vrut să te mai deranjez, dar acum dacă nu m-am simțit bine, uite, mă scuz că te-am întrerupt de la stai mâncare. Stai liniște, mamă, pot, nu pot, eu vin să te ajut, nu există așa ceva. Îți mulțumesc, ești tare sufletistă, ești și frumoasă și bună. Da. Când vine vorba de așa ceva, n-ai cum să spui nu. E vorba de... Unul într-o parte, fratele celălalt în altă parte. Păi nu-i bine așa. I-a dezbinat. N-am cuvinte, adică nu pot să mă bag. Auzi tu la Corina, să o doare undeva de mama soacră. Să auzi că e rău și să te faci că ai treabă? Nu zic eu că sunt Nora perfectă, dar eu ajut oricând. Ea stă cu fetița mea. Merită ajutată, nu o poți lăsa la greu. Draga mea, să știi că ai dreptate. O să fac o ședință, un consiliu de familie, o să ne unim cu toții împotriva ei și nu se poate, noi suntem puternici. Nu se poate una singură împotriva noastră. Nu se poate. Eu sunt de acord, mamă, adică e timpul să luăm o punem măsură. Cu botul pe labe. Da. Ori să face fată cum trebuie și nevastă, și cumnată, și noră, ori la naiba cu ea. Conflictul este deja unul deschis, iar Corina îi cere imperativ lui Daniel să stea departe de Alin. Doar că Daniel începe să se îndoiască de pasul pe care l-a făcut. Complicată situație. Ăsta e contractul. Ia, scoate-te un pix. Cam asta e. Cam aici se termină, zice, nu? Da. Decizii extreme. Vremuri extreme. Asta-i? Orice început are și un sfârșit. O să-mi fie dor de locul ăsta. Ia uite. Asta-i. Eu am semnat. Da, ok. Cam asta a fost, dragul meu frate. Erau vremuri frumoase. Cu clienții. Dar asta e. Acum sper să fie bine pentru ambele părți. N-ai ce să faci, timpul nu-l mai putem da înapoi. Tot rău spre bine. Să sperăm. Hai, ai grijă de tine. Următoarea perioadă i-a demonstrat lui Daniel că este foarte greu să se dezvolte din nou de unul singur. În același timp, Corina a menținut presiunea, cerând zilnic bani. S-a ajuns astfel la un blocaj pe care Daniel nu-l poate soluționa. Acesta este și motivul pentru care, după alte câteva discuții cu fratele lui, el a cerut o întrevedere cu întreaga familie. Mă bucur că suntem toți aici strânși, mă bucur și nu prea mă bucur. De ce, doamnă? Păi am vorbit cu băiatul meu aici de față, cu Daniel, și am spus că o să le dau celor două nurori un test. Nu cred că ai vorbit serios. Ce test? Un test? Da, un test, pentru că vreau și eu să-mi clarific care dintre cele două nurori sunt fete bune, una mai bună ca alta, sau amândouă, sau niciuna, pe care adică mă pot... nu vă puteți baza pe ele? A trebuit să le dați un test, doamne? Să știu și eu cu cine am de-a face. Ia să vedem dintre cele două nurori ale mele pe care mă pot baza și pe care nu. Și o să vadă el, băiatul meu Daniel, că tot ceea ce am zis eu despre nevastă e adevărat. Să vadă el.
O sun pe asta lui. Ia uite, nu răspunde. Și atunci m-am gândit să mă prefac că mi s-a cum făcut adică rău. Să vă prefaceți? Cum adică să mă prefac? Adică nu v-a fost rău, de fapt, nu? Nu. Am vrut să văd și eu dacă sare așa în ajutorul meu. Nu, mamă, tu ai chef de glume, pe bune? Păi cum, asta faci glume e glumă? Din astea? Păi faci glume din astea, auzi, să mă prefac, Daniel, că mi-e rău. Dar tu știai, și Alin știa. Adică, până la urmă, de ce în momentul de față o iei la rost pe maică-ta? Știai foarte bine că asta va face. Și am crezut că glumește, a zis că are ideea asta, dar nu mă gândeam că o să fac mama așa sacră, ceva. Mama sacră, știați ce fel de noră sunt? Chiar era cazul să faceți un test cu mine? Da, mamă, la Adela chiar aveam pretenții. Poate cu adică ea ce vrei să spui? Vreau să reconfirm faptul că ești un om bun. Și ai și demonstrat. Păi și eu am fost tot un om bun. Foarte bun, erai prin oraș la cumpărături. Păi da, v-am dat un sfat să sunăm ambulanța. Sunam eu pentru dumneavoastră, nu era o problemă. Da, poate n-aveam nevoie de ambulanță. Păi și până veneam eu din oraș, nu era logică ajunge ambulanța înainte. Păi ce, erai în Londra la cumpărături? Erai pe aici, pe mall-uri. A avut o idee bună, mai repede venea ambulanța. Da, să vedeți și mai lui bărbată tot. Nora dumneavoastră, cea mică, sau cum îi spun, Corina, nu muncește? Sau de ce spuneți asta? Da, muncește foarte mult. Păi cum nu muncesc? E o muncă, păi cum nu e o muncă? Toată ziua, bună ziua, să iei banii lui bărbată tău, să-i golești cardul și să-ți iei poșete de mii de euro. Cum, asta cum? Foarte multă muncă, că e foarte obosită. Ia să vedeți ce stresată e. Păi chiar sunt obosită, pentru că fac treabă, fac foarte adevărul multă treabă. Adevărul că da. Care treabă? Păi, ai un eveniment odată la Noia Dan. Da, ce coafeză? Și face coafuri mai speciale pentru evenimente, da, pentru mulți. Da, odată la jumătate de an. Se câștigă bine din asta. Cred. Mai ales în pandemie, da, se câștigă păi foarte bine. Păi și ce vrei bine. Să fac? Cu cine să mă cert eu în pandemie? Ești culmea acum, cu serios? Cu ce e vinovată că... Exact, a venit pandemia. Ce, pe voi nu v-a afectat pandemia, nu? Nu, cred că mai degrabă tu ai afectat tot. Da, adică eu am ce, afectat în timpul tot. Pandemiei a fost boom pe turism? Hai să fim serioși, că da. N-am putut pleca niciunii, adică a fost da, un an da, greu pentru toți. Da, dar și coafurile sunt doar adică în weekend, este e așa starea o chestie. Asta în familie? De ce este situația aceasta? De când a apărut dumnea ei? De asta ți-ar zice acum, astea sunt problemele tale. Gentuțele și pantofii, nu? Da. Astea sunt problemele tale. Noi nu avem bani și tu te gândi la gentuțe, la hăinuțe, la... Păi da, astea sunt problemele mele, pentru că, frate, tu te fraierește, sincer. Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Tu te duci și îți faci munca ta de birou, frate, tu se duce și vorbește cu clienții, dragă doamne. Cine știe dacă este adevărat sau nu? Tu te duci și îl verifici pe el dacă el vorbește într-adevăr cu clienții? Nu. Nu. Ok. Și ceea ce înseamnă? Înseamnă că își bate joc de tine, efectiv, și de noi și de familia noastră. Dar de ce parte din familia ta, pentru că, na, sunteți o mare familie și o parte destul de mare din această familie, te consideră pe tine o profitoare, o molie de portofel? Pentru ce? Pentru că nu știu de ce. Probabil că i-am deschis ochii lui să facă splitul ăsta de business. Probabil că fac cumpărăturile casei doar eu și în momentul ăla ei... Te-ai băgat și ai despărțit doi frați care se înțelegeau din bine. Din banii mei, Adela, pentru că eu nu am timp, pentru că stau la birou până seara târziu. Vezi de asta, e foarte simplu. Din banii ce mei, tot da, atâta? Din banii mamă, mei. Ce exagerare, din banii cui? Din banii soțului meu. Că e soțul meu, vezi? E soțul meu. Cum ai putut să faci asta? Dar ce a făcut, doamne, auzi? Că cum ai putut? Dar tu cum ai putut să mă suni și să-mi spui vai, mi-e rău, veină, te rog că pe mi-e ce rău. Legătură are una cum cu alta? Cum ce legătură are una cu alta? E familia mea, nu trebuie nimeni să se bage în familia mea, mă, nu dar înțeleg. Și tu n-ai minte cum, pentru ce-i trebuiau? Cum pentru ce-i trebuiau? Pentru strictul necesar, ce pentru cumpărăturile în casă. Pe uite-te la ea cum arată. E femeie serioasă. Dar ce sunt? Dar de ce nu te-a pus să muncești ceva serios? Vă că-ți bagi nasul și în business-ul lor? Ce femeie de afaceri ai tu? Ce experiență ai tu ca om dar de afaceri? Dar dumneavoastră ce experiență aveți? Păi că eu... nu înțeleg. Păi cum? Păi ce eu cum? Am fost lângă ei mereu, am văzut da, despre ce fost, este vorba. Da, am tu numai din gură. Corina, îi merge mai bine acum că e singur, că e... Uite cum a ajuns da. Să mai duci la sapă de lemn, dar nu o să mai aveți nici după ce bea mai, apă. Păi da, mă, pentru că mai fetiță, voi... de când ai apărut tu, ai fost piazărea. Nu, ei am nu fost s-au mai înțeles, ochilor au lui. Împărțit firma în două păi și din cauza că, ta. Credeți că îi ajută să umblați cu minciuni de genul acesta? Pentru că a fost viitoare, o invenție, n-a fost o minciună. Până la urmă trebuia să-i testez și eu. Doamna, ați mințit că vă este rău, da? Data dar viitoare când o să vă fie rău pe bune. Dacă mă pot baza pe ea, pentru ea exact făcut. Cum a zis domnul data Ernest. Data viitoare când o să vă fie rău pe bune. Cine o să mai vină? Uite, Nora mea.
că e fată bună. Păi da, bă, cea care... A răspuns imediat. Tu ești pagubă. Da. Adela, eu sunt sprijin. Nici tu nu o suporți pe Corina? Nu, nu, nimeni nu mă suportă. Păi, dar nu înțeleg cu ce e pagubă, păi, pentru cine ce... Păi, cine e de vină că nu este suportată? Ce fel de... Păi, știți de ce? Până la urmă este alegerea fiului dumneavoastră, adică el nu este suficient de matur cât să-și dea seama. Domnule Ernest, una cu una fac două. El e băiatul meu, nu pot să-l las să fie bătaia de joc a unei piți. Păi cum noastră așa l-ați crescut ca să fie bătaia de joc? Eu l-am crescut serios. Și el era un băiat serios. De când a apărut în viața lui, l-ai descentrat cu tot. Daniel, dar eu vreau să te întreb, adică tu simți că soția ta te iubește sincer? Da, sau este iubește, cum spune dar nu mai l-am întrebat pe fiul dumneavoastră. L-am Doamne, întrebat. Doamne, nici nu lasă să vorbească, incredibil. Da, tu lasă să vorbească. Pentru că până la urmă contează cel mai mult ce simte el, exact. Da? Adică e alegerea păi lui în viață, este opțiunea lui. Simți că te păi iubesc, l-a săpăcit, l-a turmentat, l-a terminat. Mamă, te rog, frumos, potolește-te. Ernest. El e un băiat cu minte, termină. Doamne. Păi uitați-vă da, ce diferență, termină. Cum arată ea și copilul meu ce băiat serios. Cum arată ea? Mama. Păi așa, așa are figură, de ce nu-ți faci ție un copil? Uite, ei au o fetiță, nu avem timp. Păi da, n-avem pentru timp. Că vedeți că nora dumneavoastră, cea bună pe care ați păi testat-o este. Stați așa, a fost deșteaptă, poate chiar mai deșteaptă decât mine. Imediat țaca, pac, a făcut un copil, pac, stă acasă. Eu nu, eu sunt o femeie independentă. Păi are motiv să stea acasă. Păi are motiv, îngrijește, bravo. Are un răspuns de la fiul dumneavoastră. Tu ce simți? Corina stă cu tine pentru că ai avut o situație? Pentru că, na, în prezent nu o mai ai. Având în vedere că e și acum lângă mine, eu zic că nu stă pentru bani. Eu. Păi ai zis bine, e lângă tine, dar nu cu tine. E acasă, când ajung de la muncă, e acasă. E o diferență. Păi nu poate să stai cu mine, că nu o iau cu mine la birou. Stai liniștită, draga mea. Dar chiar nu asta mai... nu ar fi o idee? Adică sunteți o familie. Văd că bărbații se ocupă cu afaceri. De ce nu munciți împreună? Cumnatul meu a fost foarte supărat că de ce vreau eu desfacerea business-ului. Pentru da. Că tu îl țineai pe ăsta ca fraierul în birou. Pentru că ne mergea mai bine, băi, femeie. Da, vă mergea foarte bine, da. Am văzut, da. De ce te-ai băgat tu între ei? Nu înțeleg. Ce dar cât e de greu, Daniel, de când ai luat-o pe cont propriu? Cât e de greu? E destul de greu. Uite ce aș putea eu spune. Mm. Cam asta am făcut eu, așa să zic, în... Într-o aproape o săptămână. Mamă, sunt ceva bani. Cam păi cum a făcut el asta într-o săptămână? Că nu înțeleg. Uite așa, pentru bine. Că el era baza. Dar ce imediat ai fost pe fază când ai văzut banii? Ochii ca la flipare ți-au făcut. Foarte frumos. Răspunde-mi, te rog. De ce te interesează? Meu, păi m-ai chemat contează? Aici ca să mă ia familia ta la roșii și eu nu pot să te întreb un lucru și să-mi răspunzi? Păi, bun, de ce? Păi uite-te la mine și răspunde-mi, că nu înțeleg. De ce mă întreb pe mine? Dar cum ai permis să ți se adreseze așa? Mă întreb pe mine de ce are Alin bani? Nu știu, întreb-l păi pe Alin. Păi tu n-ai auzit că sunt... Unde-i banii aia? Am muncit. Până la urmă, care este adevărul? Adică, mai devreme spuneați că Alin, cumnatul dumneavoastră, profită, dacă nu s-ar fi descurcat fără Daniel, că și uite-te, da. Într-o săptămână. Ai cât a profitat, a muncit. Mi-am recuperat să tot fie vreo 500 de euro acolo. Da, exact, cam atâta sunt. Mi-am recuperat toți clienții, i-am fidelizat și am mai făcut rost de încă câțiva. Cum adică, Daniel? Adică tu mă ții pe mine sărăcie și el își ține nevasta în lux? Pentru că tu ți-ai permis să te bagi, iar eu nu și-am ascultat de soțul meu. Și uite, draga mea, da, ții condus... minte când ai spus că Corina... tu ești cocoșul în casă? Ia uite ce cocoș! Corina, ți-am zis că e un pic mai greu. Vezi de creșterea copilului tău, da? Stai, calmă, că tu mai ai mult până să fii mamă. Și tu, dacă o să fii frumos... Este normal ca cei doi parteneri să se ajute, adică... E o perioadă mai dificilă pentru soțul tău, la fel cum a fost pentru tine acum un an, când sunt sigur că nu au existat nunți, evenimente, deci zero venit. De ce nu-l ajuți tu? Adică ești atât de prinsă, atât de ocupată? Da, dar eu cred că-l ajut cu tot ce pot. Să cheltui mai mult. Dar tu să tași, te rog frumos, că vorbesc eu. Eu cu soțul pentru meu. Că spui că-l iubești sincer și, bun, văd că-l cerți acum că te ține în sărăcie. Până la urmă, asta contează? Păi contează și asta, contează bunăstarea unei familii, nu? Contează! Păi tu nu oferi. Ia uite ce bunăstare în da, familie avem. Da, păi nu ofer. Cum nu ofer? Sunt acasă atunci când el este, sunt, da? Îl aștept cu brațele deschise, îl aștept. Ce vrea mai mult de atât? Te bagi în afacerea familiei. Doamne, dar m-ai zăpăcit cu afacerea familiei, fată. Ți-am zis, vezi să-ți crești copilul ăla bine? Și vezi-ți interesul? Daniel, ăsta e adevărul? Adică auzi, o ții pe soția interesul. Ta în sărăcie? Ai văzut omule? Ce spune? Da, are interesul portă fesul aia. Da, că la noastră Daniel, nu.
Corina are în mare care, într-o oarecare măsură dreptate, o țin pe ea în sărăcie. Pentru că ce nu știe ea e că banii ăia sunt banii noștri, ai mei și al lui Alin, pentru că... Cum adică banii voștri? Păi, ce să vezi, ne-am împăcat și... Cum așa? Cum adică v-ați împăcat? Extins. Am luat o decizie, nu pot să spun că ne-am împăcat chiar așa ușor. Păi și eu când trebuia să aflu, am stai puțin. Am luat o decizie. Super. Ce m-am super, eu când trebuia să aflu, să ne mai dăm o șansă. Ai soția acolo? Eu când trebuia să aflu? Stai puțin, Corina, stai să afli. Acum. Stai să afli de unde sunt banii. Stai să afli de unde ai sunt banii. Ai fost lăsată pe din afară. Că ți-am zis, clienți nu prea sunt și nu prea păi au fost comenzi. Păi de ce nu mi-ai spus că nu înțeleg? E, uite că a avut secret. Nu am putut să spunem, pentru că ne-a trebuit banii aia. A trebuit să facem un împrumut pentru că ne-am extins, am deschis. Bun, și de ce trebuia să aflu asta acum cu domnul Ernest aici? De ce? Că nu înțeleg. Adică că o surpriză. Pentru că am zis că mai lăsăm. Și pentru dumii tale tot o surpriză era? Nici eu n-am știut și eu mă bucur. Un împrumut înseamnă mai puțin bani de cheltuială, nu? Da. Da, într-adevăr. Bine, am făcut. Cum adică mai puțin bani de cheltuială? Stai puțin că nu înțeleg nimic. Am deschis un stand în centrul orașului. Așa. Și am avut nevoie de bani. Nu mai lucrăm doar online. Păi și de unde ați luat banii? Făcut un împrumut, mic împrumut. Micuț și... O să ne recuperăm banii în câteva luni. Cum adică un împrumut, micuț? De unde? Cum? Când? Am fost de la bancă, simplu. A fost un împrumut la bancă și am mai pus noi niște bani pe care i-am... Pe care? Pe care ni-ați dat voi. Cum? Mai vorbește, eu nu înțeleg nimic. Cum adică i-am dat eu? Tu și Adela ni-ați dat. Deci de-aia n-am putut să te scur la restaurant. Pentru că m-am gândit la afacerea noastră. Că ai multe lucruri pe care nu le mai folosești și Adela la fel și eu cu Alin ne-am gândit ce idee bună. Ce-ar fi am făcut o chestie nu tocmai frumoasă. Să ce mai? Că nu înțeleg nimic. Să mai vindem una alta din lucrurile voastre pe care... Doamne, nu pot să cred. Le-ați cumpărat. Prea multe. Ce făceai cu ele? Foarte bine v-ați gândit. Cum adică foarte bine v-ați gândit? Ce să mai folosesc? Foarte bine. Păi de ce să te amul cu ele? Dacă vinde cineva casa, e bine? Păi una casa, alta niște lucruri. Sunt lucrurile ei. Păi dar a făcut-o pentru familie. Ați putut să ne înțelegem. Păi dar pentru familie, băieți, da. Nu sunt lucrurile ei. Ați luat din lucrurile lor și le-ați vândut. Cum adică, mă, nu sunt lucrurile mele? Nu, ne-am luat lucrurile înapoi. Practic, ne-am luat banii înapoi. Poate n-a fost cel mai... A luat investiția înapoi, na. L-am făcut. Lasă-mă un pic, mamă. Stai puțin, când faci un cadou, când îi cumperi ceva soției tale, cum adică ți iei banii înapoi? Cadouri i-am făcut de Crăciun. Voi aveți o iubire sinceră sau ce fel de căsnicie aveți voi? Cadouri i-am făcut de Crăciun, de ziua ei, de Valentine's Day. Dar restul ți-ați luat cardul rest... și se ducea și lua de mii de euro. Familie de zgârciți, ce să mai zic? Ți-ai recuperat investiția, foarte bine. Cinstit și corect ar fi ca cumnata ta să spună ce are de spus. Hai, Corina, așteptăm. Corina. Da. Te rog eu frumos. Ce, mi-ai oferit bani? Nu, nu. Banii de care aveam nevoie ca să fiu super împlinită și să nu mă duc la altcineva? Cât de împlinită trebuia să fii tu? Dumneavoastră ați fi putut face ceea ce a făcut doamna Silvia? Îți trebuie curaj. Păi nu ți-e rușine să vii și să spui lucrul ăsta în fața familiei lui? Cum să vorbești cu mine așa? Cu mama ta care te-a crescut? Cinstit și corect ar fi ca cumnata ta să spună ce are de spus. Hai, Corina, așteptăm. Hai, curaj, curaj! Ha. Pentru că dacă nu o faci tu, există cineva care o va face. Și nu el. Hai, mai fată, este cineva spune. Care știe acest adevăr. Ai conștiința grea? Spune. Nu mai ține pe soțul tău în tensiune. Nu vrei să-mi spui? Dar nu am ce să-ți spun. Pe bune? Da, nu păi, am. Toată lumea pare... Conștiința mea e foarte curată. Nu, păi întreabă-i pe ei. Îți mai dau o șansă. Spune-i, te rog frumos, adevărul. Pentru că dacă o faci tu, la cât de mult te iubește soțul tău, există niște șanse să te ierte. Păi mă iartă oricum. Dacă nu o faci tu, mă tem că acele șanse cam dispar. Cum adică? Mai gândește-te. Și cu iertarea asta depinde ce ai făcut. Ai luat un credit pe numele lui? Ce ai mai făcut? Păi nu am cum să fac asta, dar nu am nimic, nu știu. Mă întorc imediat.
Ai ceva pe conștiință, poate? Nu. Vai, dar tare interesată sunteți. Ai ceva pe conștiință? Păi e băiatul meu, dacă sigur. Dacă am zis toată, nu rămâne, gata. De ce să-ți bați tu joc de și băiatul meu? Și tu spune-i lui maică-ta să tacă din gură, că deja m-ai enervat. Și ce face? Ai puțin respect față de o doamnă mai în vârstă decât tine. Mama? Corina, ți-am spus de atâtea ori să ai grijă de căsnicia ta. Nu ai apreciat niciodată ce ai avut. Păi și cu mama, stai puțin că nu înțeleg. Hai să discutăm despre Andreea. Cine Daniel? Andreea? Tu o cunoști pe Andreea? Cine e Andreea? Andreea e o fată de la... Cuscă, știi ceva? Andreea e o fată, n-auziți? Că eu vorbesc acum. Andreea e o fată de la muncă care îmi dă clienți. Ce e așa de wow? Îmi dă clienți? Cât de des o sună aceasta Andreea pe soția ta, Daniel? Am prins de câteva ori momentul în care pot suna. Bine, că totuși la niște ore nu chiar. Păi okay. E și prietena mea, e logic, mai vorbim și noi ca fetele, nu? Cine este Andreea, doamna Silvia? A primit un mesaj, din păcate... A trebuit să mă uit în telefon și încolo, ce să vezi? Cum adică te-ai uitat în telefonul meu? Stai puțin că nu înțeleg. Vai de mine, ce-o fi cu mesajul ăsta? Mai bine tac și nu spun nimic până nu investighez despre ce este vorba. Oricum, nu va spune nimic decât să mă mintă din nou. Fără să vreau. Am crezut că într-adevăr e de la o prietenă de-a ta. Așa și ce treabă aveai tu? Hai, Corina, să auzim ce are de spus, dacă tu nu vrei să spui. Vrei să spui tu? Bine, tu ce spune tu dacă nu vrei să o lași pe ea să spună? Corina, îmi pare rău. Îmi pare foarte, foarte rău. Ești fica mea, dar eu nu te-am învățat sub nicio formă să faci ceea ce ai făcut. Așa că ce să fac? Nu pot să țin în mine. Ce scria doamna în mesaj? Scria: bună iubita, eu o să merg să fac un duș, o să-ți las ușa descuiată ca să poți intra. Ce faci? Dă-mi telefonul! Ia telefonul meu! Pe soțul tău are dreptul. Cum să aibă dreptul? Bineînțeles! Dă-mi telefonul! Păi ce ai de ascuns? E adevărat? Corina, este adevărat? Păi Andreea, adevărul. De fapt, e un bărbat? Ia lăsați-mă voi pe mine în pace, că deja m-am săturat de voi! Iau, s-a săturat de noi. Din păcate, Daniel, soția ta te înșală. Iau, eu ți-am spus că e o neserioasă. Mă așteptam la toate, dar la asta nu. N-a vrut să mă asculte, asta e, să-și asume acum. Că ai mirosit-o tu, ți-ai dat-o seama. Nu că mi-am dat seama, dar mi-am dat seama că îl manipulez și că îl minte foarte mult. Corina! Ce vrei să spui? Așteaptă, te rog. Ce vrei? Că unde pleci? Ai niște explicații, hai să-mi dai niște explicații. Unde pleci? Cui să-i dau ție? Mie! Păi de ce ție? Cine ești? Păi cum adică? Am fost acolo, m-am făcut de râs, ți-am luat apărarea și tu ce faci? Pleci? Hai! Băi, omule, băi, m-am făcut de râs nebun? În fața atâtor oameni și tu ce faci? Care ți-am luat apărarea. Oameni? Păi care apărare, frate, că m-ai chemat și m-au făcut aia de boala copiilor foarte acolo. Foarte bine ți-au făcut. De ce foarte bine? Păi ce ți-am greșit eu? Cu ce ți-am greșit eu să-mi faci asta? Cine bărbatul ăsta? Cine e Andreea? Cine? Andrei? Andrei, da. Da, este un Andrei. Păi și cum ai îndrăznit tu de față cu mine, în casă cu mine, să vorbești cu el, să schimbi mesaje cu el? Cum adică cum am îndrăznit? Uite așa bine, tu nu-mi dădeai atenție, eu toată ziua la muncă, oricum nu faci nimic la muncă, stai cu bani acasă, nu vii, de îndrăgostit de mine nu prea ești, vii sacadat așa, da. Mi-a fost bine. Și din cauza cui făceam treaba asta? Din cauza ta, din cauza, din cauza ta, mea? Alu fractu, alu măta, din cauza ta. Tuturor. Din ce cauza mea? Pentru că tu ai vrut bani. Păi și ce mi-ai oferit bani? Corina, da. Te rog eu frumos. Ce, mi-ai oferit bani? Nu, banii de care aveam nevoie ca să fiu super împlinită și să nu mă duc la altcineva? Cât de împlinită trebuia să fii tu? Păi... Ce-ți trebuia ție? Zi mersi că ai avut o fată ca mine și zi thanks God că ai stat cu mine atâta timp și că eu te-am suportat, da? Uh-huh. Pentru că tu una ca mine nu o să mai găsești niciodată Doamne în viața ajută. Asta. Niciodată Doamne în viața ajută. Asta. Doamne chiar nu-mi doresc. Păi... Nici nu ai cum să-ți dorești, că nu ți se va mai împlini visul ăsta. Da, multă baftă tu să-ți mai găsești un fraier ca mine. Păi cu ce ai fost fraier? Să te țină pe banii lui. Toată lumea face asta. Bă, asta face un bărbat, băi, asta face un bărbat. Tu ai fost bărbat? De când?
Cum de când? De la început până la sfârșit, păi ai fost acolo, bărbat? Acolo făceai gura mare, că eu câștig bani, că eu nu sunt pe interes, că nu sunt ales. Păi nu sunt pe interes. Nu ești pe interes? Dar tocmai ai spus bărbat, că ești pe interes. Un bărbat care se consideră bărbat în casă, trebuie să ofere tot unei femei. Nu cum faci tu, tot unei femei. Și ce înseamnă tot, tot? Neoferindu-i tot, uite că mai există escapade din astea. Și da, Andrei este un tip cu care am ieșit. Extraordinar, mare chestie. Zici că s-a terminat lumea la mine. Sau lumea începe cu mine la lucrul ăsta. A, mă, să fim serioși, Corina, termină. Da. Dacă tot nu-ți mai convenea situația și nu-ți mai convenea că nu-ți ofer tot, așa? Toți banii din lume, așa? Și toată afecțiunea din lume pe care ți-o doreai tu, da. De ce nu te despărți de mine? Da, pentru că, uite, îmi convenea situația. Mai situația. Puțin sau mai mult, da, îmi convenea situația. Convenea situația. Cred că cel mai bine ar fi să rămâi tu cu prostul tău, că prostul ăsta se întoarce înapoi la familia lui. N-ai știi? Familie, stai liniștit. Ba, ai văzut acolo câtă familie am. Numai bine și ție îți doresc. O materialistă. Ne-am dat seama, totul a fost foarte bine până să apare ea. Și automat când cineva apare în viața noastră... Dacă iubești sincer pe cineva, da? Îi accepti, nu neapărat necondiționat, și familia din care provine. Când totul este bine și banii vin cu nemiluita, e normal. Ești înconjurat de prieteni, toată lumea te aplaudă, te stimează, te iubește. Dar adevăratul om care te iubește pentru ceea ce ești va fi alături de tine la greu. Cum am fost și eu alături de soțul meu când spunea că nu avem bani, nu putem ieși la o cină, nu putem să ieșim la un shopping, n-am înțeles. Dumneavoastră ați fi putut face ceea ce a făcut doamna Silvia? Îți trebuie curaj. E felicitări, ce să mulțumesc frumos. E o femeie deosebită. Dar îmi pare rău. Pe mine mă scuzați, trebuie să am o discuție ai cu fiica mea. Ai grijă de fată și poate o aduci pe calea cea bună. Mulțumesc frumos. Corina, stai pe loc! Ce vrei, mamă? Cum ce vreau? Păi cum ce vrei? Păi nu ți-e rușine să vii și să spui lucrul ăsta în fața familiei lui? Dar cum să vorbești cu mine așa? Cu mama ta care te-a crescut? Da, mamă, da, pentru că, uite, mâncam eu, mâncai și tu, că îți dădeam. Îți aduceam pachetele. Ții minte sau nu ții minte? Îți cumpăram bilete să pleci în excursii. Ții minte sau nu ții minte? Mamă, mă dor picioarele. N-am, mamă, bilet să te duci la băi. Uite, băi de acum. Nu mai există băi, mamă. Deci tu trebuia să faci toate prostiile alea ca să-mi asiguri mie o viață mai bună? Așa cum eu ți-am asigurat ție după ce am murit tatăl tu? Nu, mamă, nu trebuia, dar m-am distrat și eu, sincer, acum. N-ai văzut ce... Bine, și dorm acum... în ghete era, adică acum despre ce vorbim? Acum viața asta pe care tu ți-ai ales-o, ce o să faci tu? Eu așa te-am învățat, păi nu te-am învățat așa. Păi de ce să faci, mamă, griji ce o să fac eu? Vrei din nou să primești de la mine pachete și cadouri sau de ce? Că nu înțeleg. Dar să nu, pentru că eu am o pensie, eu am muncit la viața mea, eu știu să am grijă de mine, da, dar ce mamă, să faci o tu? Da, mamă, o să mă descurc, lasă-mă cu moralitatea asta, că deja m-ai depășit de toate subiectele. Nu trebuia să vii aici în casă și să-mi faci ceea ce mi-ai făcut. Punct! Așa mi-a dictat mie mintea. Că trebuia să fac ceea ce am făcut. Mamă, țin să te dezamăgesc, dar nu a fost bine deloc. Mamă, deloc. Mintea ta a luat-o randeaua. Eu nu pot să fiu așa ca tine. Eu am muncit toată viața. După ce am murit taică-tu, eu am muncit toată viața. Știu să apreciez banul. Hai, mamă, hai acasă, gata. Hai că nu știu unde o să dormi seara asta. Dar ce, dar ce crezi că dorm la tine? Da, da, nu știu, poate pe strâns undeva, în boscheți. Îmi vând altă geantă și dorm, mamă, liniște la hotel. Nu vine la tine să îmi fac capul calendar. Lasă-mă în pace. Ar fi fost păcat ca relația dintre doi frați să se sfârșească absurd din cauza unei femei precum Corina. Tupeul, aroganța, materialismul, lipsa de minim respect față de soțul ales, toate acestea au dus la acest sfârșit. Scurta căsnicie a fost o lecție pentru Daniel, care, cu siguranță, nu va mai lăsa nicio femeie de acum înainte să intervină între el și Alin. Oricât de frumoasă și de cochetă ar fi ea. În sfârșit am găsit-o. În sfârșit am găsit-o. Cine crezi tu că ar fi făcut gestul ăsta pe care l-am făcut eu? Îmi pare rău, nu am văzut pe supăr. Acum te-am găsit pe tine și... O să te iau la mine, o să fie bine. O să vezi că o să fie bine. Sunt foarte fericită că ești sărăcă. Te faci așa frumoasă pentru mine? Normal. Poți să-i găsești o garsonieră
Nu te costă bani. Tu o plătești? Nu pot să cred că aud așa ceva. Eu pur și simplu vreau să te ajut. Nu vreau să faci nimic. Nu te forțez cu nimic și dacă e să întâmple ceva, clar se va întâmpla cu voia ta. De altă preocupare chiar nu poți să ai și tu, în afară de obsesia asta pentru copila asta care nu ți-a făcut niciun rău.